Nu chemați deratizarea, cred cu tărie că este o prostie. Tu n-ai citit nimic pentru că ai citit două cărți luna asta. Trebuie să faci lucrurile într-un anumit fel. Well, hello, hello, hello. We have the tea. We have the water. Și facem ceai. Și pentru că facem ceai și pentru că este seară. A, înainte de a intra în clip, filme seara, după cum vă dați seama, după calitatea imaginei, că sunt mulți purici. Nu chemați de ratizarea, că nu e cazul, nu purici dăia, sunt în ăștia de imagine și asta pentru că filme seara, am eu lumină, dar nu știu cât ajută lumina asta. Și din păcate, pentru că așa se întâmplă lucrurile, cred că anul ăsta vom avea multe clipuri, parte de multe clipuri din astea de aici, de pe jos, seara, când nu mai am lumină naturală și trebuie să ne descurcăm pe sistemul NICMAS-ului când filmam la lumina bradului. Lumina care m-a ajutat așa ea un pic, era de contur, dar acum nu mai am. Așa că bear with me, suportați-mă așa. O să încerc să țin cu precădere TikTok-urile și clipurile în care nu vă arăt foarte multe chestii, nu știu, interesante, să zic așa, ca să nu fie super deranjant la ochi, dar să fie clipuri pe care puteți să le ascultați, adică care nu trebuie neapărat să le vedeți, așa, să nu fie atât de importantă imaginea. Dar vreau să fac mențiunea asta pentru că mi-a tunat în seara asta, fiindcă la fel ca și astăzi o să mai fie alte zile în care nu voi putea filma în timpul zilei și nu voi avea timp în timpul săptămânii să filmez în timpul zilei și atunci trebuie să filmez seara, ca să nu ratăm clipuri, pentru că nu-mi doresc asta și cred că nici voi nu vă doriți asta și despre ce vorbim astăzi, revenind la subiectul nostru și la ceiuți, în seara asta vorbim despre cărți și despre ce am citit eu în luna decembrie și având în vedere că rep-up-ul meu este fix de 5 minute, cred că o să țină, hai să zicem 10, m-am gândit înainte de a intra în rep-up-ul lunii decembrie să vorbim puțin, să avem și o discuție, hints the tea, să mai avem un TikTok. Că abia ce posta e unul, să mai avem un TikTok în care să povestim puțin despre cărți, pentru că luna decembrie pentru mine a fost o lună proastă din punct de vedere al lecturilor, dacă e să o iau așa, asta pentru că de citit am încercat să citesc și am avut cea mai mare bunăvoință de a citi, doar că știți și voi, NICMAS, și n-am avut neapărat timp. Și am început cărți și nu le-am terminat, deci nu pot să le pun în partea de wrap-up a lunii, eventual pot să vi le menționez. Am să vă spun și ce avem de citit la Book Club în luna ianuarie și dacă nu v-ați înscris încă în Book Club, să știți că vă așteptăm cu mare drag. Am pus, apropo de asta, am pus pe Book Club și o listă întreagă cu toate lecturile din 2022. Eventual o să vă las un link de la lista aia dacă vreți să vedeți ce am avut de citit pe parcursul anului trecut, pe parcursul 2022 la Book Club. Și tocmai pentru că luna mea a decurs așa în ceea ce privește lecturile, m-am gândit că subiectul ăsta se potrivește numai bine, pentru că aud de foarte multe ori și mai ales de când am început să fac clipuri frecvent despre cărți, aud chestia asta cu, în primul rând, vai, trebuie să citești un anumit stil de cărți sau o anumită categorie de cărți ca să te poți numi cititor. Ceea ce, din punctul meu de vedere, v-am mai zis și cred cu tărie că este o prostie. Da, sunt de acord cu ideea că poate este important să citești anumite cărți, să treci prin anumite cărți care îți dezvoltă cultura, îți dezvoltă orizonturile, îți dezvoltă imaginația, creativitatea și așa mai departe, din care înveți efectiv ceva, dar sunt în egală măsură de acord cu faptul că în cărți poți găsi o fereastră către o altă lume, să evadezi din lumea ta, care este bună sau rea, nu contează, dar poate ai nevoie de acea pastilă, de acea doză de escapism, cum zic americanii și englezii, da? Să scapi, să fugi din lumea ta și pentru mine întotdeauna au fost asta cărțile și nu întotdeauna în categoria asta s-au numărat cărți care erau considerate cărți bune, cărți de valoare, știți? Deci, în primul rând, este teoria asta tâmpită cu vai, Doamne, trebuie să citești un anumit tip, un anumit gen de carte ca să te poți numi cititor, ceea ce, repet, mi se pare o tâmpenie. În primul rând, ca să-ți formezi obiceiul de a citi,
iarăși revenind la un clip mai vechi pe care l-am făcut și pe care vi-l las în descriere despre citit, în primul rând, pentru a se forma obiceiul de a citi, trebuie să citești ce-ți place. Și asta poate să fie de la benzi desenate, manga, același lucru? Că nu știu. Poate să însemne orice, până la romane porno și până la, nu știu, cum se crește iarba, știința creșterii ierbii, habar n-am, chestiile astea foarte specifice, da? Deci, în primul rând, trebuie să citești. Da, să pui mâna. Și asta nu se va întâmpla dacă o să vină cineva să spună nu, trebuie să citești numai clasici, trebuie să citești numai aia, trebuie să citești numai aia, că numai atunci te poți numi cititor. Nu e. Asta e odată. Dar în al doilea rând, o altă mare problemă pe care o am și mai ales de când cu explozia asta a BookTube-ului este că există mentalitatea că trebuie să citești foarte multe cărți într-o lună. Că altfel nu te poți numi cititor. Și despre asta aș vrea eu să vorbim mai mult în seara asta. Dacă să-mi scot și pliculețul de ceai. Așa. Să luăm și o gură din ceaiul ăsta, dacă tot l-am făcut. Au, smalțul meu. Așa. Deci, despre asta aș vrea să vorbim. Pentru că vedem la booktuberi, în mod special, sau la oameni care se dedică acestui subiect, foarte multe cărți citite într-o lună. Ceea ce este minunat. Este minunat pentru că poți găsi impresii, poți găsi păreri, poți găsi idei de lecturi noi și așa mai departe, da? Este minunat ca un booktuber, să spunem, cu experiență și să facă chestia asta, să citească foarte mult. Dar de aici și până la scoate treaba asta ca fiind un trend și că trebuie să citești foarte mult, mi se pare aiurea. Este o presiune absolut infernală în care se pune în special pe oamenii care mai au și altceva de făcut în viața asta, știți? Adică mie mi se pare puțin aiurea să te gândești, păi da, n-ai citit decât o carte sau 10 pagini luna asta. Da, 10 pagini e puțin, hai să fim serioși, e puțin, dar să citești, dar să ai impresia că trebuie să ajungi la un anumit număr pentru că așa se poartă, iarăși e o premisă greșită de la care se pleacă, o premisă proastă care nu va face decât să te pună, să te îndrepte către eșec și către a te simți prost. Da? Gândiți-vă în felul următor, booktuberii ăia și mai ales aia din afară, am văzut într-o lună, am văzut pe una că a zis că a citit 50 și ceva de cărți. Cum nu știu, n-aș ști să vă spun. O parte din ele, într-adevăr, erau audio și o parte erau fizice. Bănuiesc că tipa nu făcea altceva decât să citească. Și sunt foarte mulți oameni de genul ăsta, da? Gândiți-vă că, în special, booktuberii din afară și ăia mari, care au deja milioane de abonați și fac un content din ăsta super alambicat, oamenii ăia nu fac altceva, da? Deci nu te poți compara cu ei și nu poți compara viața ta cu a lor. Pentru că, în momentul în care ai și copil, ai și serviciu, și casă, și alte obligații în afara casei, este foarte greu să ajungi la un număr chiar și de 10 cărți citite pe lună. Este minunat dacă poți, este absolut extraordinar și felicitările mele pentru cine poate, dar mai sunt și alte situații în care nu poți citi. Poate nu toată lumea se înțelege bine cu Kindle-ul sau cu audiobook-urile ca să poată să-și pună o carte în căști sau să stea să citească metrou pe Kindle, da? Poate sunt oameni care efectiv nu pot citi ca mine, de exemplu, decât de pe cărți fizice. Bine, eu ascult și audiobook-uri, dar trecem peste, adică zic ca idee. Și nu toată lumea are chestia asta și să te compari sau să vii cu mentalitatea dar ce, tu ești cititor de cărți? Păi ce, ai citit 2 cărți luna asta? Nu contează, până la urmă urmei, știți care e chestia? În momentul în care ți-ai format obiceiul de a citi și ți-ai format un reflex din asta, nu contează că citești 2 cărți pe lună sau 20. Că în momentul în care ți-ai format reflexul de a citi, contează calitatea cărților pe care le citești. Că degeaba citești 20 de cărți și asta observ la cei mai mulți youtuberi din afară, citesc 10, 15, 20 de cărți pe lună, 30, 50, cum am zis cazul ăla de mi s-a părut absolut what? Așa.
Dar după o lună maxim, dacă îi întreb ce scria în cărțile alea, nu mai știu. Pentru că totul e pe repede înainte. Ori scopul nostru nu de ăsta trebuie să fie. Eu mă gândesc că nu ăsta trebuie să fie. Da, poate lor le convine că vor să facă content și din asta trăiesc, făcând numai YouTube, din asta trăiesc și evident trebuie să scoată mult content pe treaba asta. Ok, pot să înțeleg și ei treaba asta. Dar noi ca oameni normali ce suntem, așa, oameni care nu facem content de pe YouTube despre cărți, cu precădere, da? Nu trebuie să ne gândim că este obligatoriu să citim 20 de cărți pe lună. Dacă poți, again, felicitările mele. Dar dacă nu poți și mediul nu-ți permite, nu trebuie să vii cu... să te simți prost. Pentru că n-ai reușit să citești și tu măcar 10 cărți într-o lună. O medie de o carte pe săptămână, eu cred că este decentă. Dacă reușești să scoți o carte pe săptămână, înseamnă 4 cărți pe lună. Între 2 și 4 cărți pe lună mi se pare mega de decent dacă citești. Și gândiți-vă că sunt cărți, stați așa, sunt cărți așa, da? Adică unii într-o jumătate de oră n-au ce să facă cu treaba asta. Dar problema este iarăși alta. Revin la ce ziceam mai devreme. Contează mai degrabă calitatea. Ok, îți formezi reflexul de a citi. Îți formezi obiceiul ăla de a citi, de a spune un număr de pagini pe zi și de a citi. După care vii și începi să lucrezi și la calitatea lecturilor tale. Iar lecturile care sunt de calitate, de pe urma cărora rămâi cu ceva, alea sunt în general lecturi mai dificile. Sunt lecturi care te solicită mental. Sunt lecturi pe care nu le poți, sunt cărți pe care nu le poți termina dintr-o respirație, da? Te-ai pus jos, așa ai terminat-o. Nu, pentru că trebuie să stai să digeri ideile pe care ți le-a spus. Chiar asta este o idee, un exemplu foarte bun, da? De carte. Aici sunt niște idei în psihologia mulțimilor. Sunt niște idei. A avut un accident, sărac, a suferit un accident, un traumatism grav. Pentru că cineva a considerat că se poate pune o saltea umedă peste cărțile mele, da. Revenim. Deci asta este chiar un exemplu foarte bun. Da, este foarte subțire și știu foarte mulți oameni, chiar la master, ca să am avut-o ca lectură obligată, master și am recitit-o anul trecut. Sunt foarte mulți oameni care au trecut prin ea așa, dar când a venit momentul să dezvolte ideile de aici, să comenteze ideile de aici, n-au fost capabili. Și asta este chestia. Aici îți dai seama de calitatea lecturii. Și asta este ideea. În momentul în care citești și citești ceva de calitate, ai idei, ai concepte la care trebuie să stai să te gândești, să le rumegi, să le analizezi, să le treci prin filtrul tău, ca să îți rămână în cap. Da? Nu poți să citești, sunt cărți pe care chiar nu poți să le citești așa. Așa că nu este neapărat, de exemplu, cărțile de filozofie, cărțile mai cu substanță. Alea nu poți să treci prin ele așa ca și cum ai citi un ciclit, știți? Ciclitul, da, poți să te pui jos și în 2 ore ai terminat dacă ești rapid la citit. 300 de pagini termini în 2 ore ca și cum n-ar fi fost nimic. Este în regulă. Dar când citești filozofie, când citești concepte din psihologie, din știință și așa mai departe, când citești chestiile astea, automat lectura o să meargă mai greu, da? Deci viteza cu care citești nu depinde doar de tine ca om, că eu, de exemplu, știți că sunt un cititor foarte lent, dar depinde și de lectura pe care o ai în față. Și atunci să vii să spui, tu n-ai citit nimic pentru că ai citit 2 cărți luna asta. Da, dar alea 2 cărți pot avea un impact mai puternic asupra ta decât 20 de cărți pe care le-ai citit o lună înainte, să spunem, da? Care au fost ciclituri sau au fost fantasy sau au fost chestii foarte ușoare. Acum, iarăși, revenind la subiectul de dinainte, eu nu zic că trebuie să citim numai chestii grele. Chiar și în momentul în care ți-ai dezvoltat capacitatea asta de a citi constant, a devenit un reflex pentru tine să citești în fiecare zi și să citești și să citești mai mult, chiar și atunci eu nu cred că este sănătos să mergi doar pe chestii super serioase, pe cărți super serioase, pe cărți super grele, pe filozofie, pe știință, pe chestiile astea, pe politici și așa mai departe. Nu cred. Cred că trebuie să le amestești, da? Cred că și în general, dacă vă este silă la un moment dat de citit, schimbați genul literar, că de-aia v-am spus.
nu mergeți doar pe o carte. Nu rămâneți înțepeniți într-o carte, că mulți oameni iarăși aici greșesc. Am observat foarte tare, discutând și cu voi și pe Instagram și nu numai, am observat că mulți oameni aici greșesc. Exemplu concret, pe bălța mea. Că am tot postat anul trecut clipuri cu cărți, am pus pe Instagram, am tot vorbit despre cărți și că am apuc și eu de citit, că mi-a făcut poftă de citit. Și se duce pe bălța noastră într-o librărie și se duce ea acolo, ea intelectuală, știți, pe bălța intelectuală, așa, se duce și ia o carte de Kissinger, cred că cea mai recentă sau ceva de genul ăsta. Ea ne mai citind de câțiva buni. Nimic. Și se duce și ia cartea de Kissinger și începe. Și după aia îmi spune, zice, după 5 pagini mi se închid ochii, nu mai pot. Zice, eu nu înțeleg nimic din ce zice ăsta. Și i-am zis, prietena, păi în primul rând că ai plecat total de greșit. Dar în primul rând că tu n-ai mai citit de ani de zile și nu mai ai exercițiul ăsta format, pentru că, paranteză aici, de ce zic de exercițiul cititului și de ce spun că este un exercițiu? Pentru că creierul nostru trebuie să se obișnuiască, să citească cuvânt, să recunoască literă cu literă, da? Deci, da, noi știm să citim, am învățat la școală cei mai mulți dintre noi, dar exercițiul ăsta al cititului constant se formează în timp, adică nu ai citit în școală și gata, ai rămas cu asta, sau ai citit operele pentru bac și gata, am terminat. Nu, exercițiul ăsta se face în timp, da? Să te obișnuiești să citești, să faci în timp, să-ți adaptezi creierul, să fii atent, să înțeleagă, da? Pentru că nu e așa de simplu, doar ai citit niște cuvinte ca să-ți rămână în cap și să-ți folosească cititul ăla, trebuie să ai un exercițiu. Și revenind, închei în paranteza, revenind, zic lui pe bălța mea, zic, mamă, tu ai plecat în primul rând total greșit, că n-ai mai citit de ani de zile o carte și te-ai dus, te-ai înfipt fix în ce era mai greu pe lumea asta. Credeți-mă că eu mi-am bătut cu un fragment, aveam atâtica un fragment la, cred că la relații sau ceva de genul ăsta, la relații internaționale din Kissinger și mi-am bătut capul 3 săptămâni cu fragmentul ăla. Ca să deslușesc ce zice omul ăla, pentru că este complex. Adică omul are o minte foarte complexă și foarte, nu știu, elaborată. Da? Nimic din ce spune nu este superficial și nimic din ce spune nu trebuie să-l tratez exact așa la prima vedere, ca text la prima vedere. Nu, este foarte profund omul și trebuie să stai să te gândești și face conexiuni și trebuie să știi, să ai cultura, să te duci în toate direcțiile. Da, e complicat omul. Dacă nu l-ați citit niciodată, credeți-mă că e complicat. Și zic, te-ai înfipt fix în ce era mai rău pe lumea asta. Adică mai rău de atâta, nu știu, cred că în cărțile lui Einstein cred că puteai să te înfici ca să fie mai rău de atât. Deci, normal că n-a terminat cartea aia nici până acum, tocmai de asta, că ea a plecat la drum cu o carte, i-a fost greu să o citească, a făcut pauză, a revenit la ea, după care ea a făcut pauză că e prea grea carte. De-aia zic, nu rămâneți blocați într-o carte, că se poate întâmpla și mie mi se întâmplă, slavă cerului, într-una. Eu sunt un mood reader și v-am și zis cum mi-aleg eu cărțile, mă uit la ea, o întorc pe toate părțile, o măsor, o cântăresc, o miros și zic, n-am chef de tine. Săracul Dante știe. Iar prietenul nostru celălalt, care e pe acolo pe jos înșirat, unde ești, unde ești, mamă? Ăla de ziceam în clipul cu nu mai cumpăr cărți. Gabriel Garcia Marquez e pe acolo pe undeva și ăla la fel, adică își așteaptă rândul de vreo 3 ani. Așa. Deci sunt un mood reader și mood reader nu înseamnă că mi-aleg doar cartea după starea pe care o am în momentul ăla. Mood reader înseamnă că s-ar putea să mă apuc de o carte și undeva citesc 100 de pagini din ea și nu mai am chef de ea în momentul ăla. Și ce fac? Nu mai citesc? De aia zic, nu rămâneți blocați într-o carte. Dacă... Și schimbați stilurile, schimbați stilurile, nu citiți același stil. O să vedeți când o să facem repapul pe 2022, că vine și clipul cu repapul final pe 2022. O să vedeți că am cărți din toate domeniile, sunt foarte amestecate, nu există un stil anume din care am citit, mai ales anul trecut. Da? Și asta a fost foarte bine, pentru că în momentul în care n-am avut chef de o carte, am putut să trec la altceva. Sau când am terminat o carte, am schimbat genul literar. Și a fost foarte fresh așa și asta cumva m-a ajutat să citesc și să merg în continuare cu cărțile. Când n-ai chef de un anumit stil, de o anumită carte, schimbă, nu este nicio tragedie și după aceea când ești mai relaxat,
revii la cartea aia de dinainte, da, pe care ai lăsat-o neterminată. Bine, sănătos este să faci cu maxim 3 cărți așa, adică să nu treci prea departe de treaba asta, dar în orice caz funcționează și hai să nu mai privim cărțile și cititul în general cum eram obișnuiți, că astea sunt niște mentalități din alea comuniste. Gândiți-vă în felul următor. Comuniștii, când au venit în România, au ars toate cărțile și nu numai România, peste tot pe unde s-au dus, au ars cărțile, da? Pentru că n-aveau nevoie de oameni deștepți. După ce au ars cărțile, ce au făcut? Au ras, au șters, au anihilat pur și simplu elita culturală a țării noastre. După aceea, ce au făcut? Oamenilor care aveau privilegiul să ajungă la facultate, le inserau ideea că, unu, sunt speciali, sunt extraordinari și trebuie să-și datoreze viața partidului pentru că au ajuns la facultate și, în al doilea rând, că lucrurile astea sunt atât de înalte și atât de deosebite că numai ei pot să le facă sau numai, se pot face numai într-un anumit fel. De acolo ideea asta cu vai, dar trebuie să citești numai clasici, vai, dar trebuie să citești numai opere din astea care să te ajute, vai, dar trebuie să citești numai pe domeniul tău, să nu te duci în altă direcție, știți? Deci astea vin din comunism, iarăși sunt din moștenirea aia noastră foarte bogată, comunistă, și ar trebui să fiți mai degajați, da? Cititul chiar nu e atât de rău, da? Nu doare, promit că nu doare în primul rând. Și în al doilea rând, nu trebuie privit ca ceva atât de serios, atât de extrem. Da, poate este serios și extrem în momentul în care trebuie să studiezi pentru o profesie, pentru ceea ce faci tu, pentru... da, atunci da, sunt de acord. Dar în momentul în care citești de plăcere, da, trebuie să fie de plăcere, trebuie să-ți facă plăcere. Ok, există o perioadă de adaptare când trebuie să-ți formezi exercițiul de a citi, dar după aia trebuie să fie de plăcere. Și așa că încercați să citiți variat, să citiți diversificat și iarăși nu vă împodmoliți în cărți care nu vă plac. Deci nu vă împodmoliți în cărți care nu vă plac, nu are sens să vă pierdeți timpul și existența cu cărți care nu vă plac. Și vă dau un exemplu concret. Le-am aici lângă mine. Așa, vă dau un exemplu concret. Procesul lui Kafka. Atât am auzit de cartea asta și atât am auzit de Kafka și atât, iarăși cartea, o carte pe care trebuie să o citești. Băi, eu n-am putut să trec de ea și v-am explicat când am făcut repap-ul, v-am explicat. Bă, pur și simplu n-am putut. N-am putut să trec de cartea asta. Am înțeles despre ce e vorba, am înțeles ce a vrut să zic autorul, dar pur și simplu n-am putut să trec de ea. Și atunci ce să fac? Să nu mai citesc nimic pentru că nu pot să trec de cartea asta și să mă forțez. Pentru că dacă mă las, cartea asta care are vreo 200 de pagini în scrisul ăsta de la adevărul, 200 și ceva de pagini, cartea asta eu o citesc într-un an de zile, dacă mie nu-mi place. Și ce fac? Rămân blocată un an de zile pentru că nu-mi place cartea asta? De-aia zic, nu trebuie să rămâneți blocați în cărți. Am trecut peste, da? N-am citit-o, poate, nu știu, peste 10, 15, 50 de ani, când o să mi se schimbe mintea, mentalitatea, nu știu, viziunea și așa mai departe, poate atunci o să fie o carte la care am să revin și pe care să vreau să o reiau. Da? Și să o citesc cap coadă și să poate îmi schimbi părerea. Dar deocamdată nu. Hai să scăpăm de toate stereotipurile și toate clișeele astea care sunt cu privire la citit și cu privire la trebuie să faci lucrurile într-un anumit fel. Nu te condiționează nimeni. Pentru că faci chestia asta de plăcere, faci pentru tine, o faci ca să-ți menții creierul sănătos. Doamne, deci nu pot să nu accentuez de fiecare dată când vine vorba de citit, de treaba asta cu menținutul creierului sănătos. Deci nu. Cititul, v-am zis, este cel mai bun exercițiu pentru creier. Asta după matematica extrem de complexă. Dar nu știu câți dintre noi ne apucăm să facem matematică din aia super complexă, că și aia îi place creierului și aia îmi menține așa treaz. Dar eu nu sunt capabilă de aia și atunci prefer să citesc decât să mă pui să fac matematică, mai bine citesc, da? Și nu pot să nu menționez și să nu aduc vorba despre treaba asta când vine vorba de citit, că îți menține creierul să tot, efectiv, ajută să nu faci Alzheimer. Da, este dovedit științific. Prin urmare, da, nu vă cramponați, da? Nu vă stresați, luați-o light. Că de multe ori aud chestia asta. Mi se pare o pierdere de timp să citesc numai cărți contemporane. Ok, dacă tu vrei să citești clasici sau cărți, nu știu, de self-help sau cărți, nicio problemă, citește ce vrei tu. Dar asta nu înseamnă că toată lumea trebuie să citească la fel ca tine. Da?
Sau dacă ție ți-a plăcut o carte, trebuie să le placă tuturor sau invers. Da? Cam mai întâlnit și situațiile astea. Bun, hai să trecem la TBR-ul meu, care v-am zis că este foarte, foarte lung. În primul rând că am citit... Alo! Informație, vă rog. Să deja că avem aici probleme. Așa. În primul rând că am citit două cărți din astea. Două. Erau trei. Eu am crezut că am citit trei, dar se pare că n-am citit decât două. Dragon Ball Z. V-am zis, cărțile episodice din serial. Am aflat și unde să găsesc serialul. Încă nu l-am căutat, am fost ocupat cu alte chestii, dar o să mă uit, o să găsesc și serialul și o să mă uit și la serial. Și avem două carticele din două episoade. Avem episodul numărul 2 și numărul 5, pentru că așa l-am cumpărat eu. Dragon Ball in Danger și One Enemy, One Goal. Asta este când găsesc una din bilele magice ale dragonului și Goku își face un prieten. După care aici Goku se transformă, ajunge să invoce dragonul pentru că au strâns toate bilele. Și Goku se transformă într-un din asta, cum îi zice, într-un vârcolac, pentru că s-a uitat la lună și se transformă în vârcolac. Uitați aici. Așa, și este foarte simpatic. Și au fost foarte simpatice. Am crezut că am citit și pe a treia și când m-am uitat acum mi-am dat seama că nu. A treia este aia când se duc și se antrenează cu maestru. Uitați-l pe Goku cum s-a transformat el în vârcolac. Vedeți? Foarte simpatic. Mi se pare foarte simpatic, foarte dulce. Așa. Și am mai citit ceva. De fapt, am ascultat, n-am citit, pentru că, again, m-am apucat de Ariadna. N-am terminat-o, nici acum n-am terminat-o, pentru că n-am stat de ea după ce am așa. Și ce mai e? Că m-am apucat de ceva. Nu știu, mai e o carte de care m-am mai apucat, dar nu mai țin minte și tot așa n-am terminat-o. Și cartea pe care am ascultat-o și cu care am și încheiat anul și am încheiat anul cu o carte de 5 stele. Am început cânt anul cu o carte de 5 stele și am încheiat anul cu o carte de 5 stele. De fapt, la toate le-am dat 5 stele pentru că și astea mi s-au părut super simpatice și sunt super nostalgice. Nu sunt ele cele mai inteligente chestii din lumea asta, vă dați seama, dar așa, dar pentru nostalgie le-am dat 5 stele din start, nici măcar nu le-am citit și le-am dat 5 stele pentru că le iubesc foarte mult. Dar cartea cu care am închis anul și a fost încununat așa, cu succes, cu laur, cu tot ce vreți voi, este Șoareci și oameni, a picat la Book Club, a fost lectura lunii decembrie, clasicul lunii decembrie, la Book Club. Pentru cine nu știe, în Book Club-ul meu alegem două cărți pe lună, o carte contemporană sau mai recentă, ceva mai modern, și o carte clasică. Și a fost clasicul lunii decembrie, a fost Șoareci și oameni, cartea contemporană a fost Umanii, pe care n-am citit, no, nici nu o aveam, și de-abia mi-am comandat, o să vină cât de curând zilele astea. Așa. Dar Șoareci și oameni este o carte foarte subțire. Șoareci și oameni de John Steinbeck, pentru cine nu știe, care din ce știu eu a fost și o piesă de teatru la noi, care s-a jucat mult timp și a avut foarte mare succes, chiar să văd dacă o găsesc pe net. Și o carte despre care eu nu știam nimic. Am înțeles că este o carte emoționantă, am înțeles că este o carte interesantă, este cu tot așa o cărțulie micuță de acolo. Nu mă așteptam la nimic de la cartea asta, pur și simplu nu aveam nicio chestie. Am găsit un audiobook, de fapt Victorița a găsit audiobook-ul pe YouTube, un audiobook, o înregistrare a cărții de prin 87, dacă o mai găsesc, vi-o las în descriere. Și am ascultat-o pe ea, făcând diverse pe aici prin casă, făcând așa. La început mi s-a părut puțin, da, banală, după care a început să crească în intensitatea dramatismului și mi-am dat seama că, ups, stai că nu e așa. Stai așa că nu e așa și am reluat-o, am reînceput să o ascult. Și mi-am dat seama că e chiar o carte foarte interesantă și este o carte profundă, de fapt. Și tratează, cu precădere, tratează tema oamenilor diferiți din lumea asta. Și vă dați seama că eu m-am identificat foarte tare și m-a atins undeva acolo, deep, în deep level, ca să zic așa. Pentru cine nu știe despre ce este vorba, avem doi protagoniști în această carte, pe George, un tip care este ceva mai mărunțel, dar care este cumva posesorul
părți cerebrale a grupului, și pe Lenny, un tip care este ceva mai masiv, un tip mare, înalt, masiv, foarte puternic, dar care din păcate este redus cumva mental, este întârziat mental, are un retard mental destul de sever, pentru că el este la nivelul unui copil, așa, se poartă ca un copil și are cumva logica unui copil, în ciuda masivității lui. Acțiunea se petrece undeva pe la 1800-1900, nici nu știu, nu este foarte clar plasată în timp, pentru că cumva asta vrea autorul din start, să-ți dea impresia că lucrurile astea se pot întâmpla și se întâmplă, de adevăratele chiar se întâmplă oricând, nu doar într-o anumită perioadă, dar e cumva în perioada căutătorilor de aur, pe care eu niciodată nu reușesc să o placez în timp. Dar mă rog, cam undeva prin perioada respectivă, că se vorbea puțin și despre căutătorii de aur. Așa, și ei sunt doi tipi care umblă de la o fermă la alta în căutare de muncă, da? Pentru a munci. Practic sunt zilierii noștri din ferme în ziua de astăzi, da? Doar că ei se duc și stau o perioadă îndelungată, o lună, două, la o fermă, știți? Sau nu chiar pentru o zi. Așa. Și se duc și caută de muncă la fermele astea, doar că ei trebuie, din cauza lui Lenny, care nu prea își poate controla comportamentul, nu prea își poate controla sentimentele, nu-și dă seama de foarte multe lucruri, repet, fiind întârziat mental, face foarte multe lucruri de care trebuie să fugă, da? Și să plece. Și de-aia trebuie să schimbe foarte des locul în care stau. Și ajung la o fermă, unde se întâmplă, bineînțeles, iarăși Lenny să fie Lenny. Deși el nu este un om rău și nu este un om care vrea să facă rău, doar că nu este conștient de capacitatea lui. Nu este conștient de cât este de puternic, nu este conștient de oamenii din jurul lui, nu prea are simțul spațiului sau al timpului, da? De fapt, în cartea asta, cartea este de fapt o analiză destul de profundă, zic eu, asupra ideii că nu toți suntem la fel, asta odată, și în al doilea rând că oamenii diferiți nu sunt acceptați în societate. Eu așa am văzut-o, nu știu, mie asta mi-a inspirat cartea asta și vă dați seama că m-a lovit undeva foarte profund, pentru că știu foarte bine despre ce este vorba. În momentul în care nu te încadrezi în niște tipare, că nu respecti niște standarde, da, de producție, când nu ești acolo pe linie cu toată lumea, în momentul ăla societatea te scoate din uz, sau în momentul ăla nu mai ești bun. Chiar este la un moment dat, a fost o scenă cu un câine care m-a atins foarte tare, un câine foarte bătrân, care nu mai vedea, nu mai auzea și nu mai putea să mănânce cum trebuie, și pe care l-au împușcat pentru că nu mai era util, da? Și nu mai aveau nevoie de el. Și odată că m-a lovit foarte tare, pentru că l-am văzut pe Zdreanță în situația asta și mi-am adus aminte că toată lumea spune: dar de ce nu l-omori? Dar de ce nu l-eutanasiezi? Dar de ce nu l-eutanasiezi? Neînțelegând că nu pot să fac, efectiv nu pot să fac treaba asta. Și în al doilea rând este partea cumva filozofică sau partea conceptuală, dacă vreți să spunem, a ideii că în momentul în care nu mai ești util sau nu poți fi util, te dau la o parte, știți? Și m-a atins foarte tare, după care asta, episodul ăsta este corelat cu finalul, care este amplificat, adică se cumva se transpune în final tot episodul ăsta și este amplificat, și pe mine m-a atins foarte tare cartea asta. Nu mă așteptam, chiar nu mă așteptam. Eram așa foarte, chiar îmi zisese una din fetele de la Book Club, zice: băi, să știi că e bună, eu chiar cărțurile e mică, subțire, am citit-o, zice, dar e bună, zice, și vreau să o recitesc că e bună. Și zic, da, sigur, da, fiecare cu gusturile lui, deci nu mă aștepta la nimic, efectiv nu știam nimic despre cartea asta. Auzisem de piesa de teatru, v-am zis, auzisem ceva despre ea, dar nu știam așa mare lucru. Și evident că am și plâns la final, m-a făcut să plâng, pentru că v-am zis, m-am identificat foarte tare cu Lenny în mod special și m-am identificat, am recunoscut tot tiparul ăla de comportament al oamenilor din jurul lui, și așa l-am recunoscut în oamenii cumva din jurul meu și nu numai. De fapt, cred că v-am zis, de fapt cred că
este o analiză supra ideii și conceptului că trebuie să fii util și că dacă nu ești util societății nu ești bun, sau când nu ești, nu te încadrezi în standarde și norme, nu ești bun. Și v-am zis, eu m-am regăsit în treaba asta și m-a atins foarte tare și mi-a plăcut foarte tare cartea asta și mă bucur că am încheiat anul cu ea. A fost o carte chiar interesantă și chiar vă recomand să o... Fiind subțirică, fiind ceva super scurt, chiar și audiobook-ul are 2 ore sau ce și ceva, vă recomand să o citiți sau să o ascultați și sunt foarte curioasă dacă ați citit cartea, să-mi spuneți părerea voastră, care e viziunea voastră despre cartea asta, pentru că, iarăși, este genul ăla de carte pe care eu o tratez într-un fel, pentru că mă pot identifica cu anumite subiecte, dar voi puteți să o tratați altfel, adică puteți să extrageți alte lucruri din ea și chiar sunt foarte curioasă de alte păreri și cine ce... înțeles din ea. Da, pentru luna ianuarie avem așa, avem Splendida cetatea celor 1000 de sori a lui Khaled Hosseini și este bine, asta este cartea contemporană și este bine pentru că chiar îmi propusesem ca în 2023 să citesc ceva de la Khaled Hosseini pentru că atât am auzit anul trecut de el, de nu mai puteam, era peste tot. La fetele din România cel puțin era peste tot și zic ok, trebuie să citesc și eu anul ăsta. Am 3 autori pe care trebuia să, mă rog, trebuia să citesc de anul trecut, dar n-am ajuns la ei. Anyway. Dar am 3 autori. Khaled Hosseini, Stephen King, și Margaret Atwood. La ăștia trebuie să ajung neapărat în 2023. Și e bine că începem cu Khaled Hosseini, trebuie să vină cartea, nu o am. Iar a doua carte este 3 într-o barcă și 3 pe 2 biciclete, este clasicul lunii. Și am înțeles că este o carte foarte amuzantă și vă recomand și vouă să o citiți. Despre ce am citit în 2022 pe total, despre obiectivele mele literare, despre ce vreau să fac, cum vreau să fac anul ăsta și despre Book Club, o să discutăm în clipurile viitoare, că mai am clipuri cu cărți, stați așa că luna asta avem destule clipuri pe partea asta cu cărțile. Dați-mi like și un share la clipul ăsta de că v-a plăcut, vă aștept ideile în comentarii, veniți și pe Instagram că vorbesc acolo foarte des cu voi, vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao!